Salut și bine găsit la un nou episod de Minecraft Survivor. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Dar înainte să dați și mie un follow pe Instagram, nu uitați să apăsați și voi acel buton aici de like, pentru că mă ajută foarte mult ca să văd dacă mai vezi episoade în continuare de această serie și nu mai. Așa, la acest episod o să vreau să fac această cameră, gen patul, ca să fie bine, să nu fie rău, gen cu... Să fie șmecher, mă, adică uitați-vă cum e camera asta. Să vedem ce design putem să facem pe la ea. Plus asta, am mai lucrat eu puțin off-camera, cât am mai avut eu chef, puțin aseară, puțin azi dimineață. Și la acolo s-a întâmplat chestia asta. L-am înfundat, efectiv, tot lacul. Am să vă rog că e lac. Da? Aici l-am umplut. Efectiv l-am umplut pentru că când am zis că trebuie să mă apuc, n-a ce să facem acum. Dacă am început acest proiect, n-am cum să o dau la întors. Și toată chestia o să fie acum pe hartă, arată destul de plat cum arată și zona de pe aici. Arată destul de plat acolo, așa cum am gândit că ar fi o soluție destul de bună până o să ajungem noi la partea aia, să punem, să plantăm niște copaci ca să arate mai așa, nu știu. Nu știu voi ce ziceți. Fă idee bună. Eu zic că e o idee destul de bună și o să plantăm copaci de ăștia de... Cred că plantăm de dark sau oak sau spruce sau vedem. Sau să fac numai de unul, dar de unul arată destul de ciudat, dar de două arată destul și mai de ciudat că camera de 3. Dar hai să vedem, facem prima oară. Cum a zis băiatul ăla, o să mă uit pe net și revin imediat să văd cum era la el. Cum trebuie să fac și la mine. Ok, ăla el așa era, 3 blocuri în față, adică n-ai, am pus slab-uri, dar nu contează. Două aici ridicate, aici o să vină o pac așa, pac așa, pac așa, pac așa și pac așa. Aici o să vină pac frumos, am nevoie de niște de-astea băiatul. Mulțam. Fine. Și aici ar trebui să punem, uite, felul următor, să zicem, și de fapt nici, am luat ideea mai de jos, aici de sus o fac cum vreau eu, ca să știți. Și aici ar trebui să văd cum fac, cum m-aș putea să pun aceste... Da, așa o lăsăm. Noi cine știe ce, dar cred că chestia asta de aici trebuie să fie doar arăta așa, dar și o punem, o lăsăm. Da, nu știu. Asta a fost tot ce, nu știu, cred că nu știu. Deci să fac o moară. Și această moară m-a cam spart. Uite că am și greșit aici și tocmai acum mi-am dat seama când punem filmarea și sunt bucuros măcar că am aflat unde s-au dus atâtea slab-uri. Că nu înțelegeam că mi-a zis un număr de slab-uri și eu nu mai aveam să fac și ăsta de acolo și mă întrebam, bă, dar iar e un ăsta care zice un niște numere la mișto doar așa să zică că a pus și el să zică lumea. Dar de fapt chiar spusese bine, dar n-a văd că nu am făcut eu cum trebuie, acum văd. Da,
ce îmi place să ratez niște lucruri de astea și am aleu ce îmi plac. Și așa, aici nu putem merge, nu? Bai. În fin, da. Moara încă nu-i terminată, ca să știți de acum, poate ziceți, dar ce e asta? Încă nu-i terminată moara. Pe lângă moara o să trebuie să fie... fie niște de-astea de porumb, de porumb-dom. Să fie niște wait, chestii de-astea pe muntele ăsta, așa cât de mic e el muntele stânga-dreapta, să fie. M-am bătut la pești, fuck, dar... Da, încă cum am zis, încă nu e terminată. Și până o să termin eu, vreau să mă pun puțin până în Nether. Mamă. Ok, hai că am ajuns în Nether. Bă, Nether nu prea mai știu nimic de la ultimul episod. Așa, am venit în Nether pentru că am nevoie de niște daste. Să iau niște lanterne și nu mai aveam chef să craftez, așa că știam că am în Nether. Hai înapoi, repejor. Bun. Prima oară, hai să pun și fac și o podea din ăsta. Și... vedem după ce o mai schimbăm și ce mai punem. După aici punem și niște de-astea ca să fie așa măcar de lumină, știi ce zic? Să fie așa de lumină. Ușa, în sfârșit pot să-mi pun și o ușa. Căștile iar vă înceam. Și dacă toți suntem acum pe videoclip, hai să fac în videoclip și niște lucruri de-astea așa ca design pe la ea, ca să fie, nu fie doar cu cabă, să fie și cu alte chestii și da, ăla lăsăm acolo, n-avem noi treabă cu el. Pa, nici cu ăsta nu prea avem noi treabă. Căștile astea mă anunță că nu am baterie, dar ce să fac, priză în spatele meu am, dar ghișe, nu merge, pentru că e oprită. De ce e oprită? La mine în cameră se renovează și de asta mă auzi și altfel de cum auzeam până acum, pentru că am mai mult loc, gen în spațiu, acum să aude cu eco, într-un fel, ceva de genul, și de asta mă auzi și mai tare. Și da, nu țip sau n-am făcut nimic de microfon dacă vă întrebați, doar s-a mai golit din cameră și na, cam ăsta e rezultatul final, că încep să se audă un fel de eco și chestii de-astea. Acum, eu știu, dar eu zic că s-aude ok, că m-am uitat să văd cam cum s-aude, s-ar auzi, s-ar nu știu. Care trebuie pus el corect, dar s-aude ok. Asta e tot ce contează. Se aude foarte bine. Așa. Să iau și eu scările astea și să fac un frumător cam astea mijlocul. Hai să mă duc și eu sus, măcar să am și eu cum să urc până sus, ca să mai pot să fac din design, dacă știi ce zic. Deci mi-a să boss. Bun. Acum hai să mai spar niște lucruri pe aici ca să fie așa de design, știi ce zic? Sau nu știi ce să zic? Pa, până pe acolo, cam mult de ăla, dar nu e problemă. Opa, așa și hai să vin aici să iau și bucata asta. Mai vin pe aici, pun și pe aici, vin până aici sus de tot, pun una și pe aici. Pac și pe așa. Una pe aici, una pe acolo. Da, nu știu de ce zic una pe acolo, ca să... nu știu, prea știu ce să zic, și de asta zic una pe acolo. Ce mai merge? Una pe aici. Aici merge două chestii de genul. Hai că sunt bun. Peretele ăsta e cam gol, să zicem așa. Și... aici ar trebui să fie, uite așa, ultimele mele două bucăți. Ăla fac așa, vreau să pun altceva, dar merge și așa. Bun. Și cred că cam asta e. Nu știu, zic, opa, nu ăla. Și
Unde să mai pun, să mai... Lasă așa deocamdată. Am țipat puțin și s-a cam auzit, da. Hai, mă, nu-și mai plus ce să facem. Niște părți mai avem așa și nu știu cam cum să vede acum. Bă, nu e cine știe ce, dar... Eu zic că e acceptabil. Și... Da, hai să culeg ce a mai sărit de pe aici, că au mai sărit unele lucruri. Și... Cred că... Vă mai las cu următorul timelapse cum o și termin, că lucrez la ea de ceva timp și n-am terminat. Hai că review. Și paia, dar n-am pat, fuck. Pam pam param pam 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 param pam 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 pa pam para pa 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 pa. Ce că tu mă te faci aici, mă, cu metri? Ia spune tu. Iau, ce frumos e, ești orașul ăsta, bă. O, Miciulică, salut! Ce părere aveți, mă, de ce am făcut în acest episod? Cam asta e mora. Eu am crezut că o să fie ceva cu lână, dar se pare că... Na, e... nu știu. Habar n-am care o să fie diferența dacă e cu lână sau așa, dar chiar atât ok. De ce părere aveți? Am muncit în jur la o oră, cam așa, la ea. Și... da, plus interior. Noi cine știe ce interiorul ăsta, dar să zicem, e acceptabil. Și acum trebuie să facem, cum am zis, eu vreau aici să fie o de-asta unde să fie cu uit, cu toate nebunile astea. Acum nu știu cam că dacă o să mai fac chestia asta, dar cel mai probabil da, dar prima oară și prima oară să văd cum fac cu partea de aici, măcar să fac pe așa un cerculeț mai micut și mă uit pe, să văd calculeții, vedem după. Mă, voi ați spun minim, mă, să nu aveți sigur, mă. Doamne ferește, n-am un sid, bă, un sid, mă. Gata, mă, sid, mă, nici nu trebuie, mă. Hai că mă pot să calculez și revin. Doamne ferește, uite-l și pe ăsta va veni aici. Ce dai, mă, ia? E, aia, mă, ești mai prost, ce să facem? Mă, ești mai prost, bă! Ia uite, bă, la el ce a început el să alerge, mă. A, n-ai lipiticanii. I-a venit el, mă, să-mi zică mie că... are el de vânzare, mă. Ec! Ce cauți, mă, aici, mă? Uite-l și pe ăsta, doamne. Doamne, ferește. Da, cam ăsta e să fie toate nebuniile acestea. Dar, da, ai că am făcut. Nouă. Și cam asta așa o să fie, deci 4, 4, mai acolo nu e 4. Aici e cu 4, aici e cu 4. Și kit o să se vadă acolo, dar are mica oricum o să fie toate astea așa de mari încât nu o să se prea vadă. Mă, hai să vedem cât de mult ia ca să... Dar oricum, ia, știu că ia 4, asta e sigur că ia 4. Acum, eu știu, o să văd eu cum aș putea să mai pun pe aici. Cred că... o să pun slab, o să, nu știu, o să văd ce aș putea să pun ca să fie lumină și să nu se vadă o apă ce da, pun undeva pe aici. Blocurile astea o să le iau eu imediat, doar să fac aici acest lucru și seed-ul ăla, eu ce-am făcut seed-ul ăla? Am așa un seed și cred că și pe ăla l-am aruncat. Ca să înțelegeți ideea, hai că trebuie să iau alt seed, dar nu e asta nicio fel de problemă. Uite acolo, uite mai câmpia, hai să vedem. Oh.
Mulțumesc, mă, sunt chiar două, sunt chiar generoși. Ce pot să vă zic? Ma, trebuie maximum pe contul ăsta. E nebunie mare, ui. Hai să mă duc până aici să las capetele astea și să mă duc până în casă. Ok, adică am luat și eu niște daste și face ceva de genul. Fac așa. Da, fac o chestie de genul. Și oricum chestiile astea nu știu să le iau. Dar înainte să le iau, că după o să mă încurc, mai bine le las. Că na, am timp să le iau după. Și o să fac ceva de genul, să le pun și așa, și acolo, și așa, și așa. Și vedem noi pe unde o să trebuie să mai pun și să rezolvă, știi cum e. Știi cum e treaba. Toate ca toate, dar unde o să fie blocurile astea, nu cred că o să pun nimic. O să las doar să fac o verdeață și cam aia e. Așa că o să punem doar pe părțile astea mai greu de accesat. Nu știu de ce am zis greu de accesat, dar totul este în regulă. Se pare că am vita mai revine. O mină sub casă, sub toată nebunia asta. Trebuie să mă duc să văd, să pun niște toți în casă dacă se spunează ceva ciobani. Să nu se facă mie o problemă aici generală, să zicem așa. Și cam acum cred că aș putea să pun cam în fiecare parte de asta, zic. Și cu torțele o să vedem noi ce chiar fac pe aici. Ceva cu frunze, zic eu. Și pe frunze o să pun lanterne sau nu știu, chiar nu știu în momentul de față, dar vedem. Da, vedem. Vreau să arate șmecher, trebuie să fac și podul ăsta, drumul ăsta, nu podul, what the fuck. Așa, dă-și-mi niște apă, boss. Dă-și-mi niște apă, boss. Uite una aici și pe ăsta vreau, uite așa. Spange-te și tu, sper că tu nu curci și ești bun. Și facem felul următor, pac. Și acum să ne uităm dacă e peste tot. Eu cred că e cam peste tot, nu? Da, e peste tot. Bun, hai să luăm și toate nebuniile astea. Bun. Așa, trebuie să fac cu asta ca să nu mai pare așa de făcută de mie. Trebuie să văd cum aș putea să fac să fie mai default, așa să zicem. Drumul ăsta o să trească să vin să-l fac și pe ăsta. Vai de capul, nu știu. Mă duc să văd cum aș putea să fac pe aici, dar vreau să nu pun un rând ăsta și după vedem cum fac. Cât un rând, e perfect. Hai că revin imediat. Iute, bă, cât de frumos arată, mă, frate, mă, uite-te și tu. Cât de frumos arată toată nebunia asta care am făcut-o, băi, uită-te și tu. Wow, atât mai pot să zic, wow. Cred că nu mai e nimic artificii. Bă, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare. Acest episod zic că am făcut chiar o grămadă de lucruri. Da, am să zic doamne dacă mai aveți episoade în continuare și noi ne auzim la episod, dăm poi mâine, nu știu când, și probabil următor episod de Minecraft o să începem să mai facem niște lucruri prin Nether sau vedem noi pe la bază. Eu știu, nu o să știe niciodată. Hai, salut!